ziua. Bine ne-am întâlnit la ședința Delegației Permanente și de Biroul Politic Județean, afiliat de Alul Călăraș. Vreau să anunț o prezență de 33 de membri, ceea ce înseamnă că este statutarea întâlnirea noastră. Mi-am permis, cum este și normal, să invit în prezidiu alături de mine toți cei care au calitate de vicepreședinte în organizația noastră Călăraș. Mai este și domnul Naiu la mine, dar o să apare și domnul. Înainte de a da citire convocatorii de astăzi, vreau să îl invit alături de mine pe domnul profesor Mavrodin, care să ne spuneți câteva cuvinte ca urmare a acestei zi istorice pe care o să-l dăm astăzi, ziua de 24 ianuarie. Pentru că astăzi e zi liberă, bineînțeles, în cadrul bugetarilor, cei din societățile private lucrează, de nou, pe cât program non-stop, și bineînțeles că privesc foarte mult punterea buzunare, mai puțin punterea acestor chestiuni ale societății românești. Într-adevăr, ziua de 24 ianuarie este o zi mare pentru toți românii. De ce? Pentru că s-a realizat în urmă 160 de ani România mică, o anumită Pucărniceană, și care a reprezentat cheia de boltă care susține întregul edificiul național. Edificiul național care s-a desăvârșit la 1 decembrie 1918. Deci, mai târziu, la vreo aproape 60 de ani, diferență de la acest eveniment la celălalt de mare amploare. Bineînțeles că acest eveniment este servat, sau ar trebui să fie servat, în întreaga noastră țară. Din păcate, posturile de televiziune au numărit, în afară de TV1, care a prezentat aseară un foarte frumos film documentar despre activitatea lui Giurda și a celor care au urmat, și TV2, care este tot un post cultural, nicio altă televiziune nu a prezentat așa ceva. De fapt, chestiunile acestea sunt la ordinea zilei, pentru că este mai interesant să prezentăm, de adevăr, niște doamne din așa zisă în altă societate de astăzi, care, într-adevăr, umblă cu anumite fustițe mai scurte și mai puțin interesant să prezentăm marile evenimente din istoria poporului nostru. De fapt, și Lucrețiu Pătrășcanu, fac o mică paranteză, în 1945 a spus că înainte de a fi comunist în România. Și pentru asta a avut foarte mari decazuri. Și până la urmă a fost lichidat. Așa și noi. Trebuie să fim mai mult. Eu aș putea să vă spun că el nu este un eveniment singular. Înainte, cu aproape un deceniu, a avut loc Revoluția de la 1848, care a pus problema unificării celor două țări cât se poate de repede. Pentru că nu se mai putea ca România să fie un stabilizat, așa cum a fost și Germania, așa cum a fost și Italia. Toate aceste trei țări s-au reunit într-un stat național de-abia după 1859. Mai întâi noi, pe urmă italienii și germanii. Un rol important în mișcarea aceasta unionistă a avut-o tinerii care au studiat la Paris, așa numiți bourgeoisi, pentru că dădeau acolo bună ziua limba franceză, pentru că studiau la Sorbonă, Bălcescu, de frații Brătien, Dimitrie și Ion Cebrătianu, Cea Rosetti, toți au studiat la Paris. Și bineînțeles, nu în lupanarele Parisului, ci la Sorbonă. În lupanarele Parisului studiau cei care aveau bani foarte mulți și care îi cheltuiau, cum se zice așa, pe nevei. Ăștia au cheltuit bani pentru a-și îmbunătăți nivelul de cunoștință și a avea studii superioare, pentru că în societatea românească, în vremea aceea, nu existau universități. Prima universitate a înființat Alexandru Augusta în 1864, în Universitatea din Iași și apoi în București. Bineînțeles că perioada 1848-1859, acest deceniu,
este de fapt o perioadă foarte amplă, mai ales că foarte multe forțe care se împotriveau Unirii, este vorba în primul rând de boierimea care nu dorea acest lucru. De ce? Pentru că boierimea avea interese economice. În primul rând că cerealele noastre și moșierii erau mari producători de cereale, erau vândute pe piața otomană. Și piața otomană, bineînțeles că era sigură. Turcii nu doreau unirea, pentru că unirea și însemna și ruperea unei zale din Marele Lanț, care se chema Imperiul Otoman. Și România, dacă s-ar fi constituit în stat național, dorea să se... Stimați colegi, vreau să prezint atenție din astăzi, ordinea de zi, a celor două ședințe de astăzi, Delegația Permanentă și Biroul Politic pentru Ziua Județeană. Primul punct de ordine de zi, avem stabilirea Consilierului Județean, care va fi nominalizat la Consiliul Județean Călăraș ca urmare a demisiei domnului general Șerban. Punctul 2 de ordine de zi, discuții organizatorice despre alegerile europarlamentare care debat la ușă. Punctul 3, stabilirea logisticii de funcționare a birourilor politice locale. Și punctul 4, diverse. Legat de punctul 1, vreau să pun atenție de asta o explicație. În momentul în care președinte al PC-ului, al ALDE în prima fază, că se intrase deja în această structură ALDE, domnul Bogdan Georgescu, care avea calitate de președinte, a supus discuției în ceea ce privește reprezentarea în Consiliul Județean, ca urmare și a listei care s-a întâlnit la acea vreme, care și după poate mă nu am fac parte la pozițiile care s-au făcut pe listă. Și așa s-a decis, dumneavoastră din zona Călăraș să fie pe primele trei poziții, după care eu din zona Ochiuța, după care ceilalți. S-a convenit ca reprezentarea în Consiliul Județean Călăraș să fie într-o paritate în ceea ce privește zona Călăraș și zona Ochiuța. Tocmai din acest motiv și ca urmare a statului rezultate pe care le-a avut colegul nostru, sau fostul nostru coleg în Bravă, cei de la București au acceptat ca eu să fiu nominalizat din retragerea sprijinului politic și exclus de la domnului Bravă din Consiliul Județean, să îl înlocuiesc eu. Am ajuns la momentul în care domnul general Șerban și-a dat demisia. Din acest motiv, următorii pe listă în ceea ce privește reprezentarea care s-a făcut la momentul respectiv pentru Consiliul Județean, sunt domnul Stama Durăcu la Chirmăci, domnul Cristian Lovrei de la Otelița și, de fapt, mai este, după domnul, este domnul Covaci de la Legiu Gară, care am luat legătura de mai multe ori și cu dumneavoastră și cu doamna dumneavoastră, care are calitatea de consilier în Consiliul Local de la Consiliul Alde, în Consiliul Local de la Lichiu Gară, și știu că domnul Covaci are piciorul amputat. Unul dintre picioare este tăiat. Mai sus de ce nu, mai jos, nu știu. Ceea ce, din punctul meu de vedere, și de aia vreau să supun atenție de asta, consider că nu cred că starea de sănătate ar putea face față cu o reprezentare în ceea ce privește Consiliul de la Călăraș. Am înțeles, nu vreau ca să fiu înțeles greșit. În momentul în care am vorbit personal cu dumneavoastră la telefon, mi-a zis că a vorbit cu domnul general Șerban și cu băieții, care băieții sunt aia, nu știu, și dumneavoastră sub nicio formă nu vrea să denunțe la această idee de a fi reprezentat pentru Consiliul Călăraș. În ceea ce îl privește pe domnul Stama Durăcu la Chimonge, am avut și cu dumneavoastră mai multe discuții, prin care personal nu asum că i-am cerut să renunțe la această dorință a dumneavoastră de a fi nominalizat pe listele de reprezentare de județeană. Pe următoarele considere, dumneavoastră a spus că din moment ce a fost nominalizat pe listă, nu ne uităm spre viitor, ceea ce din punctul meu de vedere cred că este cel mai important criteriu, a ne uita spre viitor, să ne uităm în trecut. În ceea ce privește numărul de voturi de la Chirmăci, dacă ne uităm în trecut, așa cum a spus colegul nostru Vădăr Stama, dumneavoastră a avut 198 de voturi. Intenția mea, și vreau să vă supun și atenție din asta,
este de a nominaliza în Consiliul Județean la Cărăraș alături de mine pe domnul Băluță de la Fundul. Și ca urmare a rezultatelor care au fost la Fundulea și ca urmare a ceea ce se întâmplă la Fundulea în acest moment, din care eu consider că este momentul și este normal ca să-i creăm o alțare motorizată domnului Băluță, vreau să vă spun că la Fundulea domnul prefect a emis ordinul de demitere din funcția de primar, a domnului primar PSD de la Fundulea, ca urmare a o greșeală de dumneavoastră, lui, domnului Despărnit. Și la Fundulea, prin dorința domnului Băluță, prin echipa de acolo, ne batem cu șanse reale în a nominaliza, posibil, nu știu, asta depinde și de înțelegerea coaliației de mine, un eventual viceprimar interimar în următoarea perioadă, dar cu siguranță ne batem la următoarele alegeri locale la primar, la Fundulea. Tocmai din acest motiv, vreau să supun atenției noastre și votului dumneavoastră, pentru că domnul Doresc Tama și-a dat demisia, a spus că dacă nu îl nominalizez consilier județean, dumneavoastră lui își dă demisia. Domnul Onofrei a dat negație, că nu dorește a avea reprezentare în Consiliul Județean și vreau să supun votului dumneavoastră dacă sunteți de acord în ceea ce privește situația medicală a domnului Covaci, în ceea ce privește faptul că dumneavoastră personal, nici înainte de a i se întâmpla problemele astea de sănătate, niciodată nu a vrut să fie alături de mine, niciun fel de ședință, nici local, nici județean, nici de niciun fel, să îl expune. Să îi tragem cu timpul. Tocmai din acest motiv, supun votul de astăzi. Cine este pentru a fi expus? Cine este împotrivă? Cine se abține? Ca urmare a votului dumneavoastră și a votului nostru, s-a luat decizia ca domnul să fie expus. Ca urmare a acestei situații, cine este pentru ca domnul Băluță să fie nominalizat în ce privește reprezentarea în Consiliul Județean din partea altă? Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Avem o abținere sau împotrivă? Împotrivă. Împotrivă. Deci, domnul Băluță. Deci, ceea ce privește pe domnul Băluță, domnul inginer Vigu și consilier local al de la Chernoci, este împotrivă. Deci, votul pe 32. Da. Și votul pe 32. Abțineți-vă. Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi. Discuții,